Mai multe persoane care s-au întors recent din Italia au fost cazate sub supraveghere din partea autorităților într-o clădire din județul Sălaj. Din motive de siguranță nu divulgăm unde, deoarece în unele cazuri în țară s-au întâmplat ca localnicii să fie extrem de violenți cu persoanele venite din străinătate. O persoană anonimă ne-a trimis imagini cu camerele, cerceafurile și băile murdare unde sunt nevoiți să stea. Chiar dacă sunt calorifere, se pare că acestea sunt doar de decor și oamenii susțin că dacă până mâine nu vor primi încălzire, cu siguranță vor răci toți. Pe lângă faptul că în această clădire condițiile sunt mai rele decât în pușcării, toate persoanele sunt agremate, adică și cele care vin din Italia, din zonele afectate, cât și din zonele neafectate de coronavirus, iar oamenii care sunt cu râs căzut se tem pentru viețile lor. Oamenii ne-a declarat că la Vama a completat o declarație și a fost informat că va trebui să stea izolați acasă, nu împreună cu alți oameni care vin din zonele afectate de coronavirus. Am primit un punct de vedere de la prefectura Sălaj, în care ni se spune că spațiul este adecvat, iar pozele atașate sunt cu totul diferite față de ce au trimis persoanele care se află în izolare.